Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință. Vreau în primul rând să vă aduc la cunoștință câteva din concluziile cu care am venit din această vizită din Estonia și Olanda. Am fost în prima parte a deplasării în Estonia, în orașul Tallinn. Am fost foarte impresionat de ceea ce înseamnă Estonia din punct de vedere al digitalizării, în condițiile în care s-a ajuns la performanța ca 98% dintre cărțile de identitate să fie electronice și 95% dintre plăți să se facă online. Practic, vorbim despre țara care a ajuns numărul 1 în lume din acest punct de vedere, țara în care evaziunea fiscală este zero și care asigură o serie de facilități cetățenilor extraordinare prin acest sistem electronic. Mai mult decât atât, au reușit să facă o reorganizare administrativă, care este foarte necesară și la noi în România, de la 380 de unități administrative teritoriale au ajuns la 79. Ceea ce înseamnă, până la urmă, o economie însemnată în ceea ce privește sursele de finanțare a acestor unități administrative teritoriale și servicii mai de calitate. În ceea ce privește vizita în Olanda, și aici, din punct de vedere al serviciilor furnizate online, sunt destul de avansați, nu la nivelul Estoniei, dar oferă servicii de calitate online, servicii pe care mi le doresc și eu implementate. Există o tradiție în Olanda a bicicletelor și s-a ajuns chiar pe punctul, cel puțin în Amsterdam, se discută în această perioadă în Consiliul Local închiderea definitivă a traficului rutier în zona centrală. Deja în zona centrală din Amsterdam se circulă pe câte o singură bandă pe sens și pasul următor pe care le ia în calcul administrația locală este aceea de a închide total acest trafic rutier. Există un sistem integrat foarte bine pus la punct, atât din punct de vedere al transportului public local, al soluțiilor financiare pentru transportul public local în baza unor abonamente pe care ți le poți achiziționa în funcție de programul de lucru. Mai mult decât atât, căile ferate olandeze, valoarea abonamentului, includ și posibilitatea de a te deplasa din gară până la locul de muncă sau până unde ai treabă cu o bicicletă, proprietatea căilor ferate, pe care ulterior să o aduci înapoi și să iei trenul. Ca și sistem electiv al primarilor în aceste două țări, nu este un vot direct acordat primarului, ci există doar un vot politic în ceea ce privește consilierii locali, Consiliul Local, urmând ca pentru postul de primar Consiliul Local să fie cel care își asumă această atribuție, în urma selectării unor CV-uri și a unor intenții din partea persoanelor interesate. Ulterior, în Estonia, prin guvern se semnează ordinul de numire, iar în Olanda, prin decret regal. Eu cred că a fost o experiență foarte, foarte utilă, deși programul a fost foarte dens și am avut foarte multe întâlniri, atât cu reprezentanții ai oamenilor de afaceri, cât și cu instituții similare AMR-ului în aceste două țări.
program și la ambasadele române din cele două țări. Sigur că nu tot ceea ce am văzut acolo poate fi aplicat în România sau ce obțin nu poate fi aplicat într-o perioadă atât de scurtă. Însă mi-am propus ca în perioada imediat următoare, împreună și cu colegii de la juridic, dar și colegii de la informatic, dacă tot lucrăm în această perioadă la site, să găsesc soluțiile locale ca o parte din documentele emise de Primăria Municipiului Roman să poată fi emise și online prin intermediul semnăturilor electronice, astfel încât să venim în sprijinul cetățenilor și aceștia să nu mai fie nevoiți să vină la primărie. Cred eu că astfel de experiențe sunt binevenite, mai ales când mergi în țări în care, din punct de vedere al serviciilor publice, stau destul de bine spre foarte bine. Însă cea mai importantă decizie, părerea mea, la nivelul României, este asumarea politică a unei reforme administrative care să ofere, practic, premizele unei administrații publice locale cât mai eficiente, pentru că, vă dau exemplu Estoniei, numărul minim de cetățeni pentru o unitate administrativ-teritorială au stabilit-o la 5.000 de locuitori. Cred că acest lucru s-ar impune și în România. Nu știu dacă neapărat acesta să fie numărul minim, poate să fie mai mic sau mai mare, însă trebuie luată o decizie pentru a permite unităților administrativ-teritoriale, primăriilor, să fie cât mai eficiente. Cam atâta despre vizita de lucru. Oricum voi face și o informare în ședința ordinară de Consiliul Local din această lună, pentru ca toți cetățenii municipiului Roman să ia la cunoștință despre ceea ce am văzut în aceste două țări. Plecând la activitatea de pe plan local, vreau să vă anunț că există premizele ca săptămâna viitoare, în urma vizitei din teren pentru Parcul Zăvoi, să avem un alt proiect cu finanțare europeană câștigat. Am fost informați că a trecut de selecția tehnico-economică și urmează vizita în teren, care este practic etapa premergătoare semnării contractului de finanțare. Ne bucurăm că am reușit și acest parc să-l redepuneți. Știți că într-o primă etapă a fost respins. Am refăcut proiectul și iată că am reușit să-l câștigăm și va genera pentru locuitorii din zonă o creștere a condițiilor de mediu și de viață. Așa cum știți, în ședința de la sfârșitul lunii februarie, am invitat operatorul de apă și salubritate Apa Vital de la Iași pentru a face o prezentare în cadrul Consiliului Local a acestei companii și mi-am propus ca pentru luna martie să invit și reprezentanții companiei județene Apa Serv pentru a face și aceștia o prezentare și a ne răspunde la o serie de întrebări pe care le avem vis-a-vis de activitatea acestei companii, astfel încât în viitor să avem toate elementele necesare pentru a lua decizia cea mai bună pentru Roman și pentru romașcani. De asemenea, îmi propun ca după sărbătorile pascale, împreună cu Consiliul Local și cu dumneavoastră, reprezentanții presei din municipiul Roman,
să efectuăm o vizită de lucru la Apa Vital, în Iași, pentru a avea o idee cât mai amplă în ceea ce privește activitatea acestei companii. Și să vedem în ce măsură activitățile pe care le prestează această companie sunt cele în măsură să satisfacă nevoile și exigențele cetățenilor municipiului roman. De asemenea, în ședința operativă de astăzi am avut o discuție cu reprezentanții societății Locato, în care le-am cerut ca în perioada imediat următoare să înceapă curățenia în cimitirul Eternitatea pentru a pregăti, așa cum se cuvine, sărbătorile pascale, atât pentru credincioșii de rit catolic, cât și pentru cei de rit ortodox. Și am solicitat de asemenea și demararea procedurilor pentru amplasarea celor 6 camere de luat vederi pe care doresc să le montez în cimitir. Se va realiza licitația publică și ulterior să trecem efectiv la montajul acestor camere. Vom începe cu cimitirul Eternitatea și ulterior cu celelalte zone din oraș. Săptămâna trecută s-a încheiat și Târgul de Mărțișor, organizat de CSM. A fost o activitate bună, în primul rând, pentru cei care au trecut pragul acestui Târg de Mărțișor. Au avut posibilitatea să aibă parte de un comerț civilizat, o suprafață destul de generoasă pentru desfășurarea acestei activități și mă bucur că am înțeles cu toții, atât agenții economici, cât și noi toți ceilalți implicați, că dacă respectăm niște reguli, putem să avem un comerț civilizat, indiferent de cine îl face. Și vreau să vă mai spun că în urma recepționării acestor căsuțe nu am avut nicio căsuță deteriorată, practic niciun defect la aceste căsuțe, lucru care m-a bucurat foarte mult. Din activitatea acestui târg am încasat suma de 4.500 de lei. Repet, scopul principal nu a fost atragerea de sume de bani, deși și acesta reprezintă un motiv, însă am dorit ca în această perioadă a anului să avem parte de un comerț civilizat și cred eu că acest lucru s-a întâmplat. De asemenea, dacă tot vorbim de această perioadă a Mărțișorului și a sărbătoririi femeilor, așa cum bine știți, pe data de 8 martie am asigurat tot prin intermediul clubului sportiv acces gratuit pentru persoanele de sex feminin la bazinul de înot și un număr de 33 de persoane s-au bucurat de această facilitate. Însă, din păcate, m-am autosesizat în urma unei postări pe o rețea de socializare și am solicitat clubului sportiv demararea unei anchete pentru a vedea dacă o atitudine mai puțin corectă din partea unei angajate a clubului a avut loc și în condițiile în care se justifică sau se demonstrează faptul că, într-adevăr, o astfel de abordare neprincipială a avut loc, sancționarea acelei persoane. Și de altfel am atras atenția chiar în această dimineață la ședința operativă tuturor persoanelor care lucrează cu publicul să aibă o atitudine decentă și corectă față de cetățenii municipiului roman. Știu că uneori pot exista și anumite provocări, însă cei din aparatul de lucru al primăriei trebuie să aibă o manieră decentă de comportament, să nu răspundă la provocări
și să-și îndeplinească cu conștiinciozitate atribuțiile de servici. În caz contrar, urmând să iau sancțiuni împotriva celor care nu se conformează și care nu au un comportament care să fie tocmai potrivit în relația cu cetățenii municipiului Roman. De asemenea, în această perioadă și pe această cale țin să le reamintesc romașcanilor că până pe data de 16 martie se mai pot depune cereri pentru tichetele sociale. În momentul de față s-au depus un număr de 734 de solicitări și, după cum bine știți, la ședința extraordinară de astăzi am propus și modificarea acestui regulament în sensul în care și persoanele cu handicap grav și accentuat să poată beneficia de această facilitate, cu condiția ca venitul maxim pe membru de familie să fie de 700 de lei. Tichetele urmează a se acorda după data de 26 martie, astfel încât persoanele atât de rit catolic cât și cele de rit ortodox să-și poată face aprovizionările în preajma sărbătorilor pascale. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că astăzi este ultima zi de înscriere la concursul Romanul Curat și Verde. Până la data de 9 martie erau înscrise 8 instituții de învățământ, 19 asociații de proprietari, un ONG, o persoană juridică și nici o persoană fizică. Însă sperăm că azi, și vom mai promova acest lucru pentru a se înscrie în concurs, să mai avem participanți, astfel încât intrarea în primăvara, în adevăratul sens al cuvântului, să ne găsească cu un oraș cât mai frumos și cât mai curat. Prin intermediul dumneavoastră al mass mediei vreau să vă aduc la cunoștință, sau să aduc, mai bine spus, la cunoștința cetățenilor municipiului Roman că în perioada următoare Institutul Național de Statistică efectuează o serie de cercetări sociologice și un număr de 17 persoane vor fi pe raza municipiului Roman pentru a culege aceste date statistice. Și rog cetățenii municipiului Roman să ofere răspunsurile necesare pentru efectuarea unui raport statistic, vă spuneam, la solicitarea Institutului Național de Statistică. Gospodării și exploatații agricole. Aceasta este tema. Și de asemenea, în această săptămână, miercuri, 14 martie, începând cu ora 17, vă invităm la conferința scriitorul Paul Goma, acum 40 de ani și astăzi, o nouă manifestare în cadrul centenarului, în care avem invitat conferențiar profesor Mariana Sipoș, membră a Uniunii Scriitorilor din România. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință la Biblioteca Municipală. Și vă stau la dispoziție pentru întrebări. În primul rând, v-am spus, îmi doresc foarte mult o eficientizare a relației prin intermediul formularilor online, să dăm posibilitatea cetățenilor să depună solicitări online și, în același timp, tot online să și primească o serie de documente de la Primăria Municipiului Roman. Și altceva? Acesta este într-un prim pas ceea ce putem face pe termen scurt și, sigur, ulterior, pe termen lung, avem nevoie și de o decizie la nivelul guvernului
Vă spuneam că toate eforturile noastre, dacă nu sunt susținute și de o legislație adecvată, nu ne ajută cu absolut nimic. Noi am mai luat decizia ca la nivelul Asociației Municipiilor să identificăm și o societate de informatică care să ofere un soft unitar la nivelul tuturor municipiilor și care să permită un flux de documente doar online și încetul cu încetul să ajungem într-un anumit număr de ani, să renunțăm la hârtia scrisă și tot fluxul să aibă loc numai în format electronic. Însă aceasta este o procedură mai de durată, dar care deja își va avea bazele încă din acest an. Da. Păi, în primul rând, infrastructura pe care o avem noi nu este atât de generoasă. În momentul în care municipiul Roman a fost proiectat ca și oraș, e clar că nu exista volumul de trafic care există astăzi, nu exista numărul de mașini care există astăzi și o decizie care ar duce, să spunem, la limitarea traficului în anumite zone, nu cred că va fi bine primită de romașcani. Sau limitarea, să spunem, a benzilor de circulație. În momentul de față, aștept o modificare legislativă în ceea ce privește lucrările de infrastructură rutieră și pietonală în preajma râurilor și a digurilor de protecție. Iar în momentul în care vom reuși această modificare legislativă, practic nu vom mai sta la în așteptarea unui aviz de la Apele Române și îmi propun ca acel proiect cu faleza de la podul de fier până la microhidrocentrală să fie realizată pe lângă o pistă de biciclete și o alee pietonală, bineînțeles iluminată și cu mobilier stradal, care să devină o zonă de promenadă la nivelul municipiului Roman. Și de asemenea, în urma discuțiilor cu unul dintre colegii dumneavoastră, în parcul municipal să transformăm o alee care nu prea este circulată pietonal în zonă de plimbare cu bicicletă. Ele, în mod normal, ar trebui să fie pe carosabil. Trotuarele nu sunt atât de generoase, însă carosabilul este ocupat și de locuri de parcare. Deci vreau să vă spun și așa cum spunea și dumneavoastră la Bruxelles, e același lucru. În zonele rezidențiale chiar din aceste orașe, unde există o tradiție și un cult al mersului pe bicicletă, sunt foarte multe parcări pentru biciclete. Imaginați-vă că toate alea ar fi mașini. Ar fi foarte complicat. Însă e foarte important ca încetul cu încetul, în primul rând, să dobândim noi acest cult al mersului pe bicicletă și, sigur, ulterior, pe cale de consecință, să putem veni ulterior și cu măsuri de restricționare a traficului rutier. E doar o atitudine necorespunzătoare din partea unui funcționar de la bazin vis-a-vis de o persoană de sex feminin care... Nu,
o abordare mai neprincipială, nu neapărat, n-a adus injurii, însă doar o atitudine care mie personal nu mi-a făcut plăcere. Deci a spus pe presa, nu? Am înțeles și am cerut verificarea, deci nu am spus că... Însă ceea ce pot să vă spun este că e o persoană reală, nu e un cont fals și persoana respectivă apare și în registrul de la bazin ca fiind persoana care a intrat și a accesat acest serviciu. Interesant că apare în registrul de la bazin, am să vă spun și de ce. Se întâmplă mai mult o rugăminte. Un abonament la anul costă 150 de lei și este posibil ca o persoană să-l piardă după ce îl folosește odată, are 10 utilizări. Am fost pus în situația asta, personal l-am găsit, iar doamna de la bazin mi-a zis că nu se poate să... Da, trebuie să plătesc ziua de bani de not, deși îl folosise mai departe, pentru că un accident se poate întâmpla să-ți pierzi abonamentul. Cum face? Pentru că în momentul în care se eliberează acel abonament, are în serie pe el. Da. Dar nu se dă unii nominal, adică el în registru se registrează, dar nu se registrează numele celui care se dă. La care... E dată abonament. Da. Voi verifica informația asta, nu un om. Am înțeles. Nu s-a întâmplat nimic. Eu vă spun că este posibil ca un om să piardă abonamentul după ce îl folosește odată. Ce face? Pierde banii pe care i-a dat? Folclorul banii mi-a spus tot în completarea colegului că acolo sunt și ceva nereguli financiare. Adică după o anumită oră se aplicasează la negru. Aveți dumneavoastră, aveți dumneavoastră o informație concretă, deci, în acest sens? Deci, același folclor, un ban, am spus. Și aici va fi destul de dificil. Chiar deci, nu facem la ancheta, pentru că este cuvântul acelei doamne, domnișoarei, eu am și imagini de pe canalul de luat vedere și de aceea vă spun că inclusiv ceea ce spuneți dumneavoastră ar trebui coroborat cu imaginile de pe camera de luat vedere, că eu am o cameră de luat vedere exact pe caserie. De pentru care nu știu în ce măsură e... Haideți să nu... Acum, eu nu vreau să transformăm o chestie care pare serioasă și pare a se fi întâmplat, o chestie iarăși serioasă și pe care trebuie să o analizez ca și principiu cum funcționează acest lucru, să o ducem în derizoriu cu alte lucruri din... Nu. Da, deci eu am înțeles abordarea dumneavoastră, trebuie să văd exact cum se fac înregistrările acolo, pentru că, sincer, nu știu exact cum se fac înregistrările, dar am înțeles ca principiu. Un abonament, eu v-am se scrie numele pe abonament, dar în registru, că ei au un registru pe care îl țin, nu scrie numele celui care l-a luat. Am înțeles. Și după o zi dumneavoastră ați pierdut, să zicem, abonamentul, ați folosit o zi mai azi, aveți 9 ședințe. Ați fost student, nu? Și luați abonament la mijlocul de transport și îl pierdeați. Ce făceați? Da, stați un pic, că nu se pune problema, că când am fost student, a fost altceva. Nu eram bolnav, puteam să... Nu, ca principiu trebuie să verific informația dumneavoastră. Nu-i normal să vedeți. Eu v-am dat un exemplu pe transportul în comun într-o localitate. Dacă mergeți undeva, ce se întâmplă dacă pierdeți abonamentul? Haideți să fim noi altfel. Eu sunt de acord, de aceea v-am spus că voi verifica modalitatea în care se fac aceste înregistrări. Și se scrie, eu am pățit. Păi și ce este o serie? Da, seria de abonament. Măi, abonament e mai important decât un bilet, nu cred că. Pe cuvântul meu, așa. Da, voi verifica, haideți să depășim momentul și... Bun, care este valoarea în tichet social? Nu, e sigur nominal. Deci pe abonament scrie numele persoanei. Dar în registru nu scrie oamenii. Am înțeles, dar în momentul în care se eliberează abonamentul cu seria și numărul, se notează și numele persoanei. Probabil că ulterior, când mergeți de fiecare dată, nu se mai trece numele persoanei, ci doar seria abonamentului. Nu, știu ce spuneți. Doamna mi-a zis că nu se poate. Asta vreau să vă spun. Voi verifica și vedem. O soluție trebuie să existe. Pozitiv. Dacă va exista, sigur vom și găsi. Care este valoarea unui tichet social? 70 de lei. De fapt, sunt carnete de câte 7 etichete, a câte 10 lei fiecare. Se dau în două tranșe câte 7 etichete a 10 lei. Deci 70 de lei la fiecare din cele. Am înțeles. Și mai am o singură întrebare. Am citit
citit în presa locală și am aici pregătit pe telefon un material scris la ziarul de roman, semnat ziarul de roman. Așa. Nu știu cine a scris, sau știu cine a scris. Unde consilierii județeni PNL atent supravegheați de președintele Bucur Cosmanciuc, îmi permis să citesc din material, au refuzat să voteze pentru a treia oară atribuirea contractului câștigat prin licitație către operatorul de salubritate, astfel încât, în sfârșit, și Romanul să beneficieze, ca celelalte zone din județ, de proiectul european de managementul, de management al deșeurilor și să plătească mai puțin pentru ridicarea gunoiului. Da. Da. Dar ne bucurăm, spune semnatarul materialului, adică ziarul de Roman. În ciuda ieșirilor prin presă și pe Facebook, echipa PNL este unită, mai ales când își linșează colegii și votează împotriva intereselor cetățenilor. Sunteți linșat? Vă considerați linșat? Colegii dumneavoastră de la Piatra Neamț? Da, nu știu vorbă, am să vă rog să luați legătura cu această, cu acest ziar, pentru că... Nu, eu vă citesc ce a apărut în presă, domnul primar, și vreau să întreb dacă dumneavoastră vă considerați linșat. Și dumneavoastră, dacă faceți un material, pot eu să spun ceva legat de politica dumneavoastră editorială sau de ceea ce scrieți dumneavoastră? Când ați avut când ați avut anumite derapaje, am venit și am intervenit. Ulterior, derapaje lucrurile au fost exagerări și lucruri neadevărate. Ideea e în felul următor. Știți foarte bine că în trecut eu am avut o poziție publică față de colegii mei. Eu am purtat discuții inclusiv înaintea acestei ședințe cu ei. Nu cred că are vreo legătură cu municipiul Roman acest articol, decât prin prisma faptului că, da, e adevărat, colegii mei consilieri județeni nu au aprobat această licitație care a avut loc la Consiliul Județean. A treia oară. Vom vedea la următoarele ședințe de Consiliul Județean ce se va întâmpla. De asemenea, Consiliul Județean are la îndemână și alte pârghii, pentru că în condițiile în care nu există un temei legal pentru a te opune unui proiect și nu există o argumentație, cu siguranță vor exista și alte repercusiuni. Și mai mult decât atât, să înțelegeți că, virgulă, Consiliul Județean trebuie să încaseze o redevență de pe urma acestui contract. Ori faptul că prin blocarea acestui proiect Consiliul Județean este prejudiciat material poate determina și o acțiune în instanță din partea PNL-ului, nu împotriva consilierilor care votează împotriva. Da. Dar, repet, nu e o problemă a Romanului decât în perspectiva faptului că nu putem avea un tarif mai mic la deșeuri. Eu sper ca totuși acest lucru să se înțeleagă de către consilierii județeni, să-și primească județeni PNL, să înțeleagă și să primească toate răspunsurile de care au nevoie, pentru că am înțeles că au făcut o serie de solicitări și nu au primit încă toate răspunsurile la aceste solicitări și în urma primirii acestor răspunsuri sunt convins că se va soluționa favorabil. Sigur, dar ne acordăm votul, ne afectează pe noi ca Romașcani. Nu numai pe noi, pe Romașcani, ci întreaga zonă de est a județului. Da, odată. Doi, nu vă considerați nișat? În niciun caz. În niciun caz. Dar susțineți ca colegii dumneavoastră să fie dați în judecată de Consiliul Județean? Eu nu susțin absolut nimic. Eu doar am spus că e o variantă de lucru pe care Consiliul Județean o poate lua în calcul. Nu mă privește pe mine Consiliul Județean, eu îmi desfășor activitatea la Primăria Municipiului Roman și mă privește soarta Municipiului Roman. Ce funcție aveți pe PNL Neamț? Vicepreședinte la nivel județean. Domnul Lazar a fost ales prin vicepreședinte. Am auzit, da. Șeful dumneavoastră prin partid. Asta e. Cum comentați că a fost ales vicepreședinte? Nu comentez. Mulțumesc. Îi dorim un succes în activitate. Da, și în corelătarea intervenitului Cristi, am văzut că totul după acea ședință de săptămână trecută, ce înțelegeți să faceți din această postură?
Eu am de asemenea o funcție și la nivelul biroului permanent al Ligii Aleșilor local la nivel național, acolo unde sunt membru în comitetul director, și va trebui ca toate acele strategii necesare dezvoltării administrațiilor publice locale să le aducem la cunoștința structurilor centrale din partid pentru întocmirea unui program de guvernare cu care urmează să ne prezentăm în alegeri. Și atunci, pe cale de consecință, e foarte important ca aceste comisii la nivel local și ulterior județean să-și desfășoare activitatea cu o maximă responsabilitate. Colegii mei au considerat că sunt persoana potrivită pentru a îndeplini această funcție, de pentru care îmi voi prelua aceste atribuții împreună cu ceilalți colegi care au fost aleși alături de mine și ne vom desfășura activitatea, vă spuneam, în scopul identificării soluțiilor necesare pentru dezvoltarea activității din punct de vedere administrativ a unităților administrativ-teritoriale. Momentan nu. Cam când ne nu ține de mine acest lucru. Nu, eu îmi desfășor activitatea în condiții absolut normale. Elanul meu este același ca în prima zi când am venit în administrația publică locală și îmi voi face datoria așa cum se cuvine până când sau atâta timp cât voi fi primar al municipiului Roman, voi depune toate diligențele necesare pentru a-mi îndeplini, așa cum se cuvine, toate obligațiile pe care mi le-am asumat și toate promisiunile pe care mi le-am asumat în campania electorală. Domnule primar, ați aflat și dumneavoastră, probabil, a fost și fost din primarul care s-a aflat și din de faptul că spitalul municipal a înviat un deficit bugetar la nivelul creșterii salariilor, deși este important înainte de aplicarea noi majorări salariale și aceste scopuri. Le ia cu guvernul, vine și avertizează Ministerul Sănătății că toată întreaga anvelopă salarială pentru aceste majorări este de 3 miliarde și că autoritățile publice locale vor trebui să se implice în finanțarea salariilor celor din învățământ. Aceeași idee a faptului că vă doriți să păstrați la Roman și ați făcut destul de multe lucruri pentru păstrarea acestor cadre. V-ați putea bugetul local să suporte o parte din aceste cheltuieli sau v-ați propus așa ceva? Nu, este exclus pentru că în momentul de față cheltuielile de salarizare la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman sunt foarte mari. Deși în trecut toate aceste majorări salariale au fost preluate ca și obligații de către Ministerul Sănătății, din păcate, așa cum ați spus și dumneavoastră, anul trecut nu au venit toate sumele necesare pentru plata acestor salarii. Spitalul Municipal din bugetul propriu trebuind să acopere o parte din acestea. Din punctul meu de vedere, primele repercusiuni se vor vedea în ceea ce privește investițiile la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman, atât în ceea ce privește clădirile, cât și în ceea ce privește aparatura, deși noi ne aflăm în discuții foarte avansate pentru obținerea de la Ministerul Sănătății a unor aparaturi care să ajute în procesul de sănătate, dar guvernul nu trebuie să lase în sarcina autorităților publice locale sarcina plății salariilor, pentru că aceasta nu înseamnă nimic altceva decât practic distrugerea bugetului de investiții pentru... Răsună telefonul. Da, deci e foarte important și... Haideți să vă mai spun un lucru. Apropo de toată această discuție legată de pierderile pe care le are Primăria Municipiului Roman,
prin diminuarea impozitului pe venit de la 16% la 10%. În luna ianuarie și februarie s-au primit cotele aferente acestui impozit pentru lunile noiembrie și decembrie, când încă era impozitul de 16%. Veniturile primăriei municipiului Roman în aceste două luni erau de 2.550.000 de lei în fiecare dintre cele două luni. Acum, în luna martie, am încasat cota pentru venitul din impozit de 10% pentru luna ianuarie și am încasat 1.450.000. Deci, iată, 11 miliarde sunt pierderea într-o lună în ceea ce privește impozitul pe venit. Da, Păi cine, dacă ne promite una și ne obligă să dăm și salariile la spitale, ce ne mai promite? Ne promite cheltuieli și de alea sunt sigur că se ține. Da, vreau să fac o primă corectură în primul rând. Nu este vorba de o lege aprobată de Parlament, ci e doar aprobată de Senat. Urmează ca această lege să intre la Camera Deputaților și abia ulterior, când vom avea un act normativ final, vom putea să purtăm o discuție vis-a-vis de repercusiunile acestui act normativ. Între timp, voi avea discuții și cu reprezentanții romașcani în Parlament pentru a le atrage atenția asupra acestui proiect de act normativ. Mulțumesc. Emil? În momentul de față, știți foarte bine că învățământul profesional în România a fost desființat. E mai complicat. Deci, învățământul prin intermediul școlilor profesionale a fost desființat. E drept că există în momentul de față acel sistem dual, care poate permite atât tinerilor aflați în procesul de învățământ, cât și mediului de afaceri să atragă acești tineri care ulterior să fie școliți, să facă și practică în aceste unități și pe cale de consecință ulterior să rămână în aceste unități pentru a desfășura activitatea. Vreau să vă spun că am avut discuții cu un reprezentant, cu un agent economic important de pe raza municipiului Roman, care a susținut astfel de elevi și astfel de activitate și în urma și în momentul în care acești tineri au terminat studiile, duși au fost. Sigur că interesul nostru este acela de a găsi formele de învățământ care să se adapteze cel mai bine la nevoile agenților economici de pe raza municipiului Roman,
Ne bucură foarte mult că sunt agenți economici care își califică personalul și la locul de muncă. Și în momentul de față, cred eu că la Roman, cel mai important este să-ți dorești să muncești. Că dacă îți dorești să muncești, pe cale de consecință, îți vei găsi și un loc de muncă. Iar în perioada următoare, vreau să vă spun că circa încă 1000 de locuri de muncă se vor mai deschide pe raza municipiului Roman. Da, eu o să am rugămintea la dumneavoastră vis-a-vis de acest subiect să solicitați informații și explicații pe de o parte de la liderul de grup al consilierilor județeni, domnul Florin Copșa, și pe de altă parte de la președintele organizației județene, domnul Mugur Cosmaciu. Mulțumesc. Da. Ați anunțat răspunsul la prima întrebare cu perspectiva 1000 de locuri de muncă. Mai puteți fi mai concret? Da. E vorba de cele două depozite logistice care își desfășoară activitatea, plus un centru comercial, plus extinderea de la TRV. Ce nu e pe teritoriul municipiului Roman, însă este la marginea municipiului Roman și puteți fi convins că orice romașcan va dori să-și găsească de muncă acolo, va putea. În momentul de față încă nu avem o certitudine. Eu mi-aș dori foarte mult ca la data de 30 martie să putem să dezvelim statuia domnitorului Alexandru cel Bun la poarta nord. Am rugat colegii de la investiții să demareze procedurile pentru realizarea socului acestei statui. Și sunt în așteptarea confirmării de la Arad, firma care toarnă în bronz această statuie, să ne confirme dacă sfârșitul lunii martie va reprezenta un termen de livrare a acestei statui, astfel încât chiar în acea dată să putem să dezvelim această statuie, pe care, repet, pentru a mai multă oară și tocmai pentru a se ști, această statuie a fost realizată cu bani dintr-o sponsorizare, nu privește absolut sub nicio formă bugetul local. Da, eu personal nu am văzut acest meci. Mă bucură în primul rând rezultatul și, într-adevăr, așa cum spuneți și dumneavoastră, miercuri 14 martie vom avea sferturile din Cupa României, un meci care este absolut necesar ca echipa să îl câștige pentru a ne asigura accesul în Final Four-ul Cupei României. Da, dacă pe lângă norocul atragerea la sorți, trebuie să mai și joci ca să câștigi. Deci e și eu, în primul rând, eu sunt adeptul pașilor mărunți, să treacă în meciul de
de miercuri și ulterior vom vedea. Sigur că reprezintă o șansă pentru Roman ca în ultimii 5 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte, să fim de 3 ori în Final Four, ceea ce e un lucru foarte bun. Asta cu siguranță, evident, și acest vă dați seama, nu, pe baza unui wildcard nu mai poate fi cazul, pentru că suntem prea jos în clasament. Anul trecut a fost o altă situație, eram echipa imediat următoare și de aceea ni s-a permis acest lucru. E clar că în momentul de față, pentru noi, Cupa României reprezintă biletul pentru Europa. Da, nu am această informație, poate doar la nivelul documentelor sunt ceva probleme, în rest, ca și conducere tehnică... Da, e din punct de vedere al documentelor, formalități. Vreau să vă întreb, spuneați ceva cu partea de la Roma Vodă și s-au rugat și niște fonduri pentru realizarea proiectului anul acesta. Puteți ne dați ceva pești? Da, păi suntem acum prinși într-o perioadă de realizare a unor studii de fezabilitate pe care urmează să le aprobăm la sfârșitul acestei luni și după ce vom finaliza aceste studii ne vom canaliza atenția pentru un proiect de reabilitare și de extindere a acestei parcări, care nu va cuprinde doar partea de infrastructură rutieră, ci și trotuarele și scările din fața spațiilor comerciale. Va începe anul acesta sau doar la faza de... Anul acesta se va și termina. Vis-a-vis de giratorul unde va fi amplasată statuia, se va mai lucra acolo la semnalizare rutiere, la fixarea... Cu siguranță acel proiect nu este finalizat. În paralel cu realizarea acestui soclu se va lucra și pentru amplasarea unui stâlp de iluminat în mijlocul sensului de girație, care este un element absolut obligatoriu impus de cei de la drumuri naționale pentru a aduce un plus de siguranță în trafic. Deci nu e recepționat ceva? Nu, sub nicio formă nu e recepționat. Așteptăm condițiile meteo optime pentru a relua lucrările. În schimb, s-au reluat lucrările în cartierul Lipovenesc, pe strada Avram Iancu Petru Rareș, acolo unde deja se lucrează pentru continuarea acestui proiect. Până de proiectul cu curățenia în municipiu, aveți cunoștință echipele primării, ați dat un stat să înceapă de acestea, amenajarea spațiilor verzi, reabilitarea... În funcție de condițiile meteo, chiar de mâine, cei de la 416 sub coordonarea Direcției pentru Servicii Edilitare vor începe greblarea spațiilor verzi de pe aliniamentele stradale. De asemenea, în Parcul Municipal Roman demarează procedurile pentru atribuirea contractelor pentru curățarea bazinului, pentru curățarea lacului și pentru reabilitarea elementelor de mobilier urban. O parte dintre ele le vom face cu oamenii noștri, o parte va trebui să luăm o firmă. Și în privința semnalizărilor rutiere, de refăcut, acolo deja se lucrează la o inventariere a tuturor acestor mijloace de semnalizare rutieră și a elementelor de semnalizare rutieră. Se lucrează la platformă pentru realizarea acestor elemente și când vremea va permite, vom ieși pentru amplasarea acestor elemente. Vis-a-vis de rutieră, aveți un plan modificarea în anumite zone, cum s-a făcut anul trecut, la circulație? Vis-a-vis de?
pe circulația rutieră în municipiu, dacă anul acesta. Avem un plan, însă trebuie să așteptăm prima dată expirarea perioadei de 5 ani de la PIDU. Pentru, pe de o parte, pentru a introduce și în aceste zone sistemul de taxare, dar în același timp am gândit în, la intersecția Cuza Vodă cu Bulevardul Roman Mușat un sistem nou, un sens de girație, dar care presupune diminuarea suprafeței de trotuar, atât pe partea dinspre bibliotecă, cât și pe partea dinspre fântâna arteziană. Din luna iulie încolo vom putea vorbi despre acest proiect când expiră supravegherea PIDU. Din punctul meu de vedere, eu așa îmi doresc, mai ales că discutăm într-o primă etapă de un sens de girație pe bază de balize și apoi ulterior să realizăm unul din acela care poate fi și mutat pe principiul celui de la Doi Măgari. Și altceva astăzi, sens unic, asta? În momentul de față nu s-a luat o astfel de decizie, însă în condițiile în care se vor impune astfel de modificări, la nivelul Comisiei de Circulație vom lua aceste decizii. Mai mult decât atât, revenind la ceea ce vă spuneam mai devreme legat de acel sens de girație, dorim și în ceea ce privește semaforizarea să dăm doi timpi pentru sensul de mers dinspre Doi Măgari spre hotel, doi timpi de culoare verde, astfel încât să putem discuta de un trafic mai fluid acolo în zonă. Dacă tot vorbim de trafic, ați fost plecat, dar poate ați fost informat mai să fac demersuri privind reabilitarea zicerea care trebuie, sau măcar să intervin acolo. Chiar astăzi am avut o nouă discuție și în ședința operativă. În momentul de față, noi am intervenit doar cu RVD. Am solicitat reluarea contactelor cu firma Oscar Downstream, cel care va opera pe acea linie ferată, pentru că se afla în lucru un proiect pentru reabilitarea acelei zone. E o zonă care nu ține de primăria municipiului Roman. Vorbim de o proprietate privată, iar obligația pentru reabilitarea acelei zone aparține celor trei proprietari privați. Încă de anul trecut noi am pornit aceste demersuri, am avut discuțiile, se aflau la planul și la stadiul întocmirii unui proiect. Și chiar am cerut dimineață pentru a fi informați cu privire la stadiul acestui proiect și dacă se preconizează un orizont de timp. Camera va rămâne spre muzeul de artă? Momentan am redirecționat-o pe acea zonă, dar nu este exclus chiar mutarea acesteia într-o zonă de interes. Nu ne-am gândit în momentul de față la o zonă anume. Dacă aveți vreo propunere, suntem deschiși. Preconizat, ați creionat cumva târgul de anunțați în târgul de Paște? Cumva. Da, deja colegii mei de la Clubul Sportiv au contactat câțiva agenți economici. Urmează ca în perioada următoare până la sfârșitul acestei săptămâni să avem definitivat această listă cu agenții economici și în în săptămâna premergătoare Paștelui la credincioși și de rit catolic, acest târg să-și deschidă porțile. Și o ultimă întrebare, dacă tot a fost pe contextul PNL și mai aprobați o mică întrebare. A fost o ședință frumoasă la Roman de armonie și de acord global și s-a emis și un comunicat că am căzut de acord asupra tuturor subiectelor și noi suntem cei mai blânzi dintre blânzi. La o săptămână a fost fățărnicie sau ce a fost? Că ați participat la ședința aia, că a participat și primarul de Piatra și colectivul de acolo. S-au dat mâna, s-a dat mâna și deodată ce s-a întâmplat? Da, eu nu am cunoștință. Eu, din păcate, la ultimele două ședințe de birou politic județean am lipsit și am lipsit motivat la ambele, având alte evenimente la care confirmasem deja prezența
și sincer nu am cunoștință, nu am știut nici înainte ce urma să se întâmple și nu știu nici pe parcursul ședinței ce anume s-a întâmplat. E drept că nu un pic bine ca și membru al acestui partid politic, însă sunt convins că la un dat se va găsi înțelepciunea și maturitatea de care este nevoie pentru ca aceste lucruri să se remedieze. Mă gândesc că e un precedent, așa poate să se întâmple pe orice organizație locală și să dea un vot și la Roma și la... Da. Aici, de asemenea, din acest punct de vedere, am să vă rog să-i solicitați... Da. E o chestie. Dar după aceea armonie și ședință și comunicate frumoase s-a întâmplat, adică a fost de fațadă sau cum ai să... Repet, nu am participat la cele două ședințe ulterioare și nu am cunoscut. La prima de la Roman, da. Ulterior a mai fost una la Roman la care nu am participat și cea de miercuri a trecută la care de asemenea nu am participat. Da. Mulțumesc!